Acum aproape 2 ani am început să mă documentez mai bine despre vorbitul în public pentru că îmi doream să am o prezență în online. După mai multe programe mici, simțeam nevoia de o structură un pic mai închegată, care se întindea pe o perioadă mai lungă de timp și unde puteam să fac mai multă practică. La recomandarea unui prieten, am ajuns să cunosc programul Speech Masters, la care am și aplicat. Vorbitul în public nu este ceva ce se învață peste noapte. Cu pași mici, calculați și susținuți, putem să progresăm. În fiecare săptămână am avut de susținut o temă care mă scotea din zona mea de confort. Asta m-a ajutat să gestionez mai bine discursurile pe care le-aș avea pentru un clip video, cât și în fața unui public. Temele prezentate de mine nu erau nici de cum perfecte, însă după fiecare susținere a lor, reușeam să învăț mai bine ce am de perfecționat pentru următoarea săptămână, cât și să înțeleg ce fel de prezentare mi se potrivește mie. La cursul lui Ovidiu mi-au plăcut 3 lucruri în mod special. În primul rând, faptul că este bazat pe foarte multă practică și că trebuia să ne implicăm activ în temele săptămânale pe care le aveam, cât și în feedback-ul pe care eram nevoit să-l oferim colegilor. În al doilea rând, cursul ține 2 luni, ceea ce ne oferă suficient de mult timp ca să facem lucrurile în ritmul nostru. Iar în al treilea rând, mi-a plăcut feedback-ul pe care l-am primit de la Ovidiu, cât și de la colegii de grupă, în egală măsură și cu experiența de a prezenta discursuri în fața unui public real, într-un mediu safe.